Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Alex și astăzi vin cu un videotutorial despre posibilitatea de a vă crea propriul logo într-un mod gratuit și rapid. M-a rugat cineva, nu mai îmi amintesc foarte bine cine, dar avea un canal legat de jocuri, întrucât userul lui era Games sau ceva de genul ăsta. M-a rugat să-i fac un logo, n-am timp să fac loguri, însă am timp să fac acest videotutorial. O să găsiți în descrierea acestuia linkul care vă va duce către această pagină, unde vă puteți dumneavoastră crea loguri gratuit sau mai puțin gratuit, dacă vreți să plătiți pentru ele, sunteți liberi să o faceți. Pe această pagină o să vă înregistrați, apăsați aici pe Register, introduceți userul, numele dumneavoastră, adresa de e-mail, parola, confirmați parola, după aceea introduceți și codul acesta, sau cel care vă va apărea dumneavoastră, bineînțeles, și dați Register. Eu nu o să o dau întrucât am un cont creat, eu apăs pe login, dumneavoastră va trebui să validați un link care îl veți primi pe adresa de e-mail introdusă, după aceea veți da și dumneavoastră login, veți introduce userul ca mine, parola și veți da login. Aici aveți toate temele pe care puteți să le lucrați după cum vreți dumneavoastră, vedeți, aveți de la 40 de dolari până la 3 dolari, să spunem, cea mai mică. Cele plătite, însă aici în dreapta aveți și câteva teme free, pe care nu trebuie să le plătiți. Dăm free theme și avem câteva, după cum vedeți sunt vreo 9. Dăm click pe una dintre acestea. Pentru cei care vor să creeze un logo pentru jocuri, acesta este indicat. Dăm click pe el. Începutul nu e spectaculos, aici va trebui să introduceți o imagine, după aceea a doua imagine, numele echipei și aici numele echipei. Vom da pe Next și vom face și noi acest lucru. Bifăm această căsuță, dăm pe Customizare Now, să customizăm. Aici va trebui să căutăm cele două imagini. Eu introduc imaginea 1 și imaginea 2. După aceea apăsăm pe Upload, s-au încărcat cele două imagini, le putem face mai mici sau le putem lăsa așa, dăm pe Next. Dacă aveți o imagine mai mare pe care dumneavoastră ați introdus aici, bineînțeles eu nu-mi permit să introduc imagini, nu vreau să încalc niciun drept al vreunui fotograf, de aceea am creat eu această improvizație. Dumneavoastră puteți să dați crop aici și alegeți exact ceea ce doriți, eu voi da Next. După aceea introducem aici imaginile, cele două imagini ale noastre. Aici punem numele echipei, să zicem că e un joc, punem Logan. Și al doilea, Open. Și aici, nu știu ce scrieți dumneavoastră, vedeți ce scrieți, întrecere și super cursă. Dacă vrem să-l facem HD, va trebui să plătim 2 dolari sau dacă vrem să extindem hostul, va trebui să plătim 1 dolar. Apăsăm pe acest buton. Și așteptăm să se proceseze videoul nostru. Deja s-a procesat, la dumneavoastră poate dura mai puțin sau mai mult. Așteptați până se procesează preview-ul, apăsați pentru a vedea acest preview. Vedeți că vă pune aici click for preview și să vedem ce a ieșit. Avem aici imaginea 1, imaginea 2, Logan vs. Opel, întrecere super curs, exact ceea ce am scris eu. Dumneavoastră clar veți scrie altceva. Următorul pas. Ne scrie aici click more option for download. Apăsăm și noi more option. Și dorim să îl downloadăm inițial în calculator. Dăm pe download CD, să fie bifat pe save file și OK. S-a descărcat aici. Imaginea 1, imaginea 2, Logan vs. Opel. Haideți că deja vă place, nu?
Nu știu dacă are rost să vă mai arăt și alte variante, dar haide să o fac într-un mod rapid. Pentru a prelucra o altă temă, un alt logo, mergem la Automat Templates. Noi ne aflăm pe My Account și ne alegem o altă temă free sau plătită, cum vreți dumneavoastră. Dacă vreți ceva mai profesional, vă recomand o temă plătită. Această temă este la fel de gratuită. Un scurt text, după aceea aici al doilea text și vom putea face mai multe customizări, vom putea schimba culoarea, după cum vedeți, aceste variante de culoare. Dăm la Next, apăsăm din nou această căsuță, customizăm acum și aici avem așa culoarea, Blue, sau verde, roșu, purpuriu sau galben. O să alegem un roșu și avem aici preview. După aceea avem textul pe care putem să-l punem aici, logon și for you. Scriu eu 1.4. Un logon for you, adică un logo pentru tine. Voi da place another, voi da yes, dau view my another și acesta să procesăm mult mai repede pentru că n-am introdus nicio imagine. Logon for you, așa cum am scris noi. Urmăm aceiași pași pentru a downloada și acest logon pe care l-am creat. Download CD, pe acesta nu-l mai downloadez. Downloadați dumneavoastră. La fel ne ducem pe Automat Template dacă vrem să creăm o altă temă. Dacă vreți să vă creați o temă profesională, vă recomand să plătiți pentru că merită. Vedeți ce puteți face gratis. Vă imaginați ce puteți face plătind. Aveți mai multe opțiuni. Sunt mai profesionale, eu merg pe free pentru acest video tutorial și îmi voi alege o altă temă, o iau pe asta, să vedem ce mi oferă. Foarte interesantă. După cum deja cred că v-ați prins, v-ați dat seama, aici dăm Next. Bifăm această căsuță, dăm Customize Now. Aici introducem o imagine. O să introduc aceeași imagine sau una dintre acelea pe care le-am creat eu. O să introduc pe aceasta. Apăsăm pe Upload. Vedeți că aici ne pune să o tăiem pentru că e prea mare și atunci eu o voi centra și apăs pe Next. Punem aici un text, textul de intrare și aici textul final. Dumneavoastră nu introduceți ca mine, dumneavoastră introduceți textele dumneavoastră pe care vreți să le aveți în acel loc pe care îl creați. După ce am introdus textul, tragem aici imaginea sau o tragem înainte, eu am omis să o trag și apăsăm aici butonul Place Another să-l înlocuiască pe cel vechi, apăsăm butonul Yes, sunt sigur că vreau să-l înlocuiesc și aici View My Others. Va dura puțin pentru că am introdus acea imagine. Ați văzut, acesta a durat mult mai puțin pentru că nu a avut nicio imagine, iar acesta a durat mai mult pentru că a avut două imagini. Dumneavoastră vă creați propriul logo cu imaginea dumneavoastră, cu scrisul dumneavoastră. Hai să-l vedem și pe acesta. Super tare! E textul de început. Aici se va crea imaginea care am introdus-o. Și îmi place.
Sper să vă placă acest video tutorial. Eu am mai făcut un video tutorial pe un alt canal în care vorbeam despre posibilitatea de a vă crea o imagine logo, aceasta pe care o vedeți dumneavoastră aici în partea din dreapta jos. O să las linkul și către acel video tutorial pentru a vedea cum vă puteți crea un logo imagine. La fel de simplu, dacă vreți să combinați aceste două modalități de a vă crea un logo imagine și de a vă crea un logo video, așa cum am eu pe acest canal, o puteți face foarte simplu combinând cunoștințele obținute din cele două video tutoriale. Acesta plus cel pe care îl veți găsi în descriere, în felul acesta canalul dumneavoastră va părea mult mai profesional. Dacă acest video tutorial v-a fost de folos sau măcar vi s-a părut interesant, ajutați canalul Radio Intim să se facă cunoscut dând un like, abonându-vă sau dând share.